să se purifice farmecele, blestemele, ghinioanele și nenorocile care sunt căzute asupra voastră, care sunt căzute asupra familiilor voastre, asupra corpului vostru, asupra vieții voastre, tot ce este făcut cu lucru necurat, să fie scuturat, să fie alungat acum aici, în acest moment, unde popă n-a cântat, unde picior de om n-a călcat, așa să se descânte tot răul din viața voastră cu puterea acestei lumânări și cu puterea ritualurilor mele, cum arde această lumânare, tot așa să arde tot ce este rău căzut asupra voastră, a tuturor abonaților mei, a tuturor persoanelor care vă uitați la acest video, să se topească răul și farmecul și urâtul și descântecul și vraja și legăturile făcute asupra voastră de persoane cunoscute, necunoscute, vii sau moarte, tot ce este rău căzut asupra voastră, făcute de persoane care voi le cunoașteți sau nu, făcut cu animal, făcut cu vătraiul, făcut cu fusul, făcut cu șarpele, făcut cu broasca, făcutul de urât, făcutul de neiubit. Legăturile și tot ce este rău căzut asupra voastră, cum se topește ceara de la lumânare, cum se sparge ulciorul, cum seacă apa, tot așa să sece toate farmecele și blestemele și ghinioanele care sunt căzute asupra voastră, asupra familiilor voastre, asupra copiilor voștri, asupra voastră până la noua generație, tot ce este rău căzut asupra voastră, iar voi să vă purificați de toate relele, de toate blestemele, de toate ghinioanele, de toate necazurile care sunt căzute asupra voastră și asupra copiilor voștri până la noua generație. Tutte le persone che guardate questo video vi dovete purificare adesso in questo momento, come questa cera al cuore, così vi dovete purificare voi di tutte le maledizioni, di tutta magia nera, di tutte le cose male che c'è su di voi, su vostra famiglia, su vostra casa. Guardate questo fuoco, tutte le maledizioni che sono fatte, mal di occhi che sono fatte con fuoco, con acqua, con animali, magia nera, magia rossa, tutte le cose male che sono fatte, maligne, sulla vostra casa, sulla vostra famiglia, si devono purificare adesso, in questo momento, con potere di Cristo Creatore, con potere di Dio potente, con potere di tutti gli spiriti della luce. Con questa occasione vi purificate di tutto male della vostra vita, voi e la vostra famiglia. Așa cum se topește ceara de la această lumânare, să se topească răul, făcutul, să se topească ghinioanele, necazurile, cumpenele și nenorocile care sunt căzute asupra voastră, asupra familiilor voastre, asupra copiilor voștri până la noua generație. Come brucia questa candela, così bruceranno tutte le maledizioni, tutte le fatture, tutta magia nera, tutta magia rossa che è fatta su di voi, sulla vostra famiglia, sui vostri bambini, sui vostri cari, tutte le litighe, tutte le incomprensioni, tutte le cose brutte che sono messe su di voi e sulla vostra famiglia, in questo momento adesso si bruceranno per eternità. In nome del Padre, del Dio e del Spirito Santo. Amen. Așa cum arde această lumânare, să ardă răul, să ardă farmecul, să ardă blestemul din viața voastră, din familia voastră, din casa voastră, din corpul vostru, să rămâneți curați și luminați ca argintul strecurat, ca aurul de curat. Anche voi tutti dovete rimanere purificati, dovete rimanere luccicanti come argento, come oro, come fume che corre, come vino che è pulito, come olio naturale. Così dovete rimanere voi tutti e la vostra famiglia purificati. Așa că, dragii mei, ascultați acest descântec, uitați-vă foarte atenți la acest video, puneți-vă dorință la această lumânare și vi se va îndeplini cu siguranță. Vă pup și vă îmbrățișez cu mare drag.